În primii ani, nici nu cred că mi-am pus problema de inspirație. În primii ani a fost, nu-mi doream decât să mă așez la roată și să fac obiecte. Motiv pentru care, cred că primii 3 ani de zile, lucrurile, obiectele pe care le-am făcut n-au avut neapărat cap și coadă. Erau din toate. De la ceramică funcțională la obiecte de design, nu conta atât de mult ce o să iasă la final, cât mă interesa să exersez ceea ce fac și să am o dexteritate mai bună în zona de tehnic. Materialele, în primul rând, și ce aș putea să fac cu ele în mod expresiv, adică nu în felul în care sunt folosite în mod obișnuit materialele alea, îmi dau idei pentru lucrări. Adică nu am o lucrare pe care stau întâi să mă gândesc din ce aș putea să fac. Văd un material care îmi vorbește foarte mult și mă gândesc ce aș putea să fac din el, care să fie pentru mine și să îmi reprezinte și să exprime ceva. Cum văd cu ochii, așa văd și cu palmele. Mi se pare foarte, foarte important să poți să pipăi un lucru și să-l evaluezi și din punctul ăsta de vedere. Și atunci îmi vine foarte ușor să văd ce pot să fac cu un anumit tip de lână, să văd ce pot să fac cu un anumit tip de fir de altfel. Încerc să înglobez tot ce există în viața noastră și în mod cert așa încep. Nu pot să zic că ceea ce fac eu se raportează la persoana mea. Eu doar încerc să folosesc mâinile și să privesc în jurul meu și să mă folosesc de talentul meu pentru a aduce asta în viitor. Probabil că, nu știu, poate va conta în viitor ce expun eu aici, viziunea mea vis-a-vis de glob, dar în principiu încerc să mă raportez la nivel global. Încerc să iau situații tipice pentru specia noastră și, mă rog, tot ce înseamnă viața noastră cotidiană și să ilustrez cât mai mult prin prisma mea. Vis-a-vis de cât e muncă și cât e talent, n-aș putea să spun, pentru că, repet, la mine e mai degrabă o obsesie. Că sunt niște structuri care mă obsedează până trebuie neapărat să pun mâna să le fac. Și că ies mai bine sau mai rău, hotărăsc eu după aia, dar nu știu cât ține de talent și cât ține de muncă. Eu nu consider că am talent. Pentru mine tot ceea ce am făcut 99% a fost muncă și alți 99% a fost legat de chemare. Pur și simplu este singurul domeniu în care am încercat să fac ceva în care nu a contat atât pentru mine să mă influențeze sau să mă facă să mă descurajez pe parcurs în procesul de învățare, nu a contat cât de bine pot să fac acel ceva. Se poate, într-adevăr, să ai foarte mult talent și, mă rog, să muncești puțin, dar ai anumite rezultate. Nu știu dacă o să ai mai bune sau mai proaste, dar sunt diferite față de un om care are talent și muncește foarte mult. Adică mi se pare că aici vorbim de cheia succesului, că în timp reușești să-ți dai seama de anumite lucruri. În schimb, eu nu cred că se poate muncă fără talent. Nu cred că pot să compar cu nimic altceva, pentru că este o nevoie care nu se susține fizic în niciun fel. Adică nu este nevoie de nimic din ce fac eu. Dar nevoia este a mea de a-l face acel ceva. Nu pot să mă opresc. Adică ar fi mult mai simplu dacă aș putea să simplific cumva, știi? Să mă exprim artistic fără să trebuiască să fac eforturile pe care le fac cu țesutul. Dar este mai mult decât aș fi putut să-mi imaginez că poate să mă ofere. Mă simt extraordinar făcând lucrul ăsta. Oricât de complicat ar fi și când îți dai seama că
ceva ți se potrivește, nimic din ce pare imposibil sau dificil pentru ceilalți oameni, pentru tine nu este dificil. Ce faci la roată și ce fac la roată, de fapt, este pentru mine extrem de asemănător cu o formă de meditație. În momentul în care e o vorbă în lumea ceramiștilor, mai ales a celor care lucrează la roată, că nu tu centrezi lutul, ci lutul te centrează pe tine. De fiecare dată când simt că sunt nervoasă, când simt că nu mă pot concentra, lutul îți răspunde exact cu aceeași monedă și ce am învățat în timp este că trebuie să mă dau un pas în spate, să fac altceva, pentru că nu o să reușim să intrăm într-o colaborare bună. Nu găsești, ți-am spus, este atât deosebit și special și este un proces pe care nu-l întâlnești în altă activitate de zi cu zi. Eu una nu-l întâlnesc, mi se pare că e aparte, mi se pare că începe dintr-un loc și se termină într-un spațiu pe care nu-l găsești în viața de zi cu zi. Eu nu l-am întâlnit. Cel mai mare critic al meu sunt eu. Nu există nimeni care să știe nici a milioana parte cât de nemulțumită sau de mulțumită sunt de ceva, dar de obicei sunt mai degrabă nemulțumită decât mulțumită. Și când cuiva nu-i place sau nu-i trebuie sau consideră că e irelevant sau așa, reușesc foarte repede să zic: îmi pare rău, asta e, n-a fost pentru tine. Pentru că la început aveam impresia proastă și complet autosuficientă că pot să fac ceva ce să placă foarte multor oameni, dar nu. Și cu cât m-am maturizat și cu cât am avut mai multă încredere în mine să-mi arăt lucrările, cu atât mi-am dat seama că singura părere care contează e a mea. Mi-era frică inițial, mi-era foarte frică de critici, pentru că mi se părea cumva că îmi critică cineva însăși existența, însăși adevărul meu interior. În momentul de față chiar le caut și chiar le apreciez, pentru că îmi dau seama că îmi deschid perspective diferite, am uitat la propriile mele vase pe care altfel nu le-aș accesa de una singură. Nu, trebuie să-ți vezi de treaba ta, să lucrezi, iar criticile sunt utile. Cred că au existat critici pozitive sau negative care au venit la momentul perfect. A existat de clip. În rest au fost foarte multe care măcar nu am luat în considerare că nu... eram cu mintea ocupată, mă gândeam la alte lucruri, nu avea rost să le ascult. Sfat pe care l-aș da este să nu-i fie teamă să exploreze și atâta vreme cât există o chemare în interior, să nu se lase abătută din drum sau chiar să nu se oprească, pentru că pe parcurs o să întâlnească extrem de multe piedici și o să-și pună singură extrem de multe piedici. Și mi se pare extrem de important ca vocea care își vorbește să fie una constructivă, ca și cum ar fi cea mai bună prietenă, și nu una critică, decât în măsura în care, sau un minim de critică să te ajute să mergi mai departe. Recomand să cauți soluții și să ai răbdare să obții lucrurile necesare pentru a-ți continua arta. Dar în niciun caz nu sunt de acord să renunți dacă vrei să faci artă doar pentru o viață confortabilă sau, mă rog, să te debarasezi de dificultăți. Singura tânără artistă căreia i-aș putea da un sfat
aș fi eu de acum ceva timp. Și cred că cu asta aș începe. Aș spune că dacă nu lucrezi doar pentru tine și lucrezi pentru niște like-uri sau niște feedback sau niște poze într-o revistă sau pe net sau oprește.